la Rimiele, Top Model Agency te invită să participi la Miss Plaja și să faci parte dintr-o agenție de modele internațională. Înscrie-te la www.missconcurs.ro și poți participa la prezentări de modă, hosting, concursuri de Miss. www.missconcurs.ro 021-317-6035 0751-2545-50 Luna din miele 021-317-6035 0751-2545-50 apărut primul album solo din Maxer. 20 de piese, 73 de minute de muzică bună compuse de Dinu. Pe album vei regăsi piese ca Hey, E seara mea, Me and You și Steaua mea norocoasă. Alături de Dinu Maxer vei asculta și trupele Ispita și Game Over. Primul album solo Dinu Maxer te așteaptă. Model Agency te invită să participi la Miss Plaja și să faci parte dintr-o agenție de modele internațională. Înscrie-te la www.missconcurs.ro și poți participa la prezentări de modă, hosting, concursuri de Miss. www.missconcurs.ro 021-317-6035 0751-2545-50 Luna din miele 021-317-6035 0751-2545-50 Bun găsit, dragii noștri, la ediția cu numărul 5 a concursului Miss Plaja. Dinu și Anemarie vă spun bună ziua. Nu am schimbat locația, să știți, ne aflăm la aceeași gazdă săptămână de săptămână a concursului nostru. Este vorba de hotelul Palm Beach, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile ne-am mutat la piscină. Cu această ocazie puteți arunca și voi o privire să vedeți ce piscină minunată se află în cadrul acestui hotel. Un concurs a ajuns la ediția 5-a și la... Multe și anul 5. Anul 5. Suntem ediția 5, anul 5. La ediția aniversară, dacă putem spune așa, într-o altfel de un alt fel de decor, dar condițiile sunt aceleași. Fete frumoase, multe materiale foarte bine montate și bună dispoziție, un artist celebru ca în fiecare emisiune cu o piesă pe care o promovează sau nu. O să aflăm mai târziu. Important este că în această emisiune, ca și în celelalte, avem sponsori pe care trebuie să-i amintim și să le mulțumim. E vorba de Pepos, cei care asigură costumele de baie, Best Beauty and Science, Luna di Miele, celebra agenție de fotomodele și alături de Palm Beach, un sponsor la care țin foarte mult, este vorba de Mondo, cel care mi asigură vestimentația. Și pentru că tot a venit vorba de vestimentație, nu pot să nu menționez și faptul că vestimentația fetelor în această zi este asigurată de magazinul For You, magazin pe care constanțenii și nu numai îl știu foarte bine, este situat undeva în zona Casino, la Casa Verde. O să vedeți niște ținute foarte drăguțe și foarte potrivite pentru vârsta și locația la piscină. Ei, dacă tot ajungeți la Casa Verde, un etaj mai sus este și Mondo, așa că toate lucrurile se îmbină perfect.
Bun, ai spus foarte multe în deschidere, așa că trebuie să trecem direct la proba rochilor de seară. Sau hai să spunem ținute de ocazie și de data aceasta. Da? 31 de fete o să defileze în fața voastră astăzi, din ce în ce mai multe, după cum vedeți, dar haideți să dăm... 30, da. Să dăm drumul primei probe, proba ținutelor de ocazie. Cum pornește muzica, o să puteți să le urmăriți și pe fete și noi o să vă spunem câte ceva despre ele. Cu numărul 1 în concurs, Daniela Baicu din București. Bine ai venit la mare, Daniela! Vârsta ei 19 ani și este într-o zodie care prinde în ce în ce mai multă putere, și anume Leu. Iar încep cu zodiile. Eu ți-am zis, cred că ți-ai greșit vocația, nu la medicină trebuia să dai. Cred să mă fac astrolog, nu? Așa, cred că o puteți vedea și pe concurenta cu numărul 2. Vine din Valul lui Traian, se numește Alina Zama, are 17 ani și este elevă. Valentina Duman din Călăraș este concurenta cu numărul 3, are 17 ani, în zodia Gemeni și are ca hobby dansul și muzica. O concurentă foarte bronzată este concurenta cu numărul 4, Culea Cristina, vine din Călăraș, are 17 ani și este zodia Racului, foarte repede defilează fetele. Raluca Gabriela Lungul, numărul 5 în concursul nostru, din Năvodari, în vârstă de 17 ani, aceea zodie cu putere, Leu. Cu numărul 6, Petre Laura Adriana, bucureșteancă, în vârstă de 16 ani, zodia Balanței. Silvia Gabriela Mitruț vine din Năvodari, destul de repede a venit, în vârstă de 19 ani, are numărul 7 în concurs. Cu numărul 8, Focăleța Andreea, tot din Năvodari, are 20 de ani și iată zodia ta preferată, Leu. Extraordinar, tot din Leu. 16 ani are Cătălina Elena Baicu din București de data asta, numărul 9 în concursul nostru. Din Otopeni vine concurenta cu numărul 10, nu de la aeroport, ci Orășel, da. Este vorba de Barbu Anca. Are 15 ani, este zodia Fecioarei și este elevă. Cu numărul 11, Georgiana Daniela Bușă, din București, zodia ei Berbec. Și evident dansul și, iată, limbile străine ca hobby. Cu numărul 12, Gâlcă Ionela, vine din Tulcea, are 16 ani și este în zodia Balanței. Cu mai mult curaj o să vină și din București Sabine Barcaru. Are un număr pe care îl poartă cu mândrie și sper fără niciun fel de superstiție. Numărul 13. Are 17 ani și e în zodia Balanței. Vărsător este concurenta cu numărul 14. Nistoroia Ramona este din Constanța, are 16 ani și adoră dansul și muzica. Tot 16 ani are și Maria Justina Georgiu din Bistrița, mai precis din Becleanu. Numărul 15 în concursul nostru. Cu numărul 16, Bărbulescu Laura, are 19 ani, este din Constanța și la fel și ea adoră dansul și muzica. Normal, pentru vârsta lor. Iată o zodie ca a mea, săgetător. Născută sub acest semn zodiacal este Mariana Roșu, numărul 17 în concurs. Ea vine din Constanța și are 22 de ani. Cu numărul 18, Joița Oana Silvia, vine din București, are 17 ani. Trecem la numărul 19, Emilia Panait, din Constanța, născută în zodia Gemeni și iată ca hobby, mă amuză, dar totuși e normal, plimbările cu rolele. Dansul și sportul sunt hobby-urile concurentei cu numărul 20,
Oanea Camelia, are 15 ani și este din Constanța. Tocmai din Oltenița o să vină repede, repede concurenta cu numărul 21, Saviana Diaconu, are 17 ani, născută în zodia Rac. Și vreau să vă spun totuși ca hobby ceva interesant, plimbările în natură, alături evident de modeling. Ei, da, modelingul și internetul de data aceasta sunt hobby-urile concurentei cu numărul 22, Coman Roxana Maria. Are 17 ani și vine din Călăraș. Din Tulcea, în vârstă de 16 ani, Laura Aurelia Cazac. Are numărul 23 în concursul nostru. Și muzica și dansul, după cum ne așteptam noi, ca hobby. Ana Maria Anghelescu este concurenta cu numărul 24. Este din Brăila, are 17 ani. Rolele și muzica sunt hobby-urile ei. Mă uitam la coate să vedem dacă se vede vreun semn. Sau un genunchi. Al practicării sportului. Numărul 25, iată, am ajuns la un număr frumos. Denisa Andreea Matei din București, are 17 ani, este elevă, născută în zodia Taur și îi plac plimbările. 26, Telescu Sorina, este din Târgu Jiu, iar notul și dansul ar fi hobby-urile ei. Numărul 27, Maria Stanciu, din Constanța, 16 ani, zodia Rac și este elevă. Socaci Stella este concurenta cu numărul 28, este timișoreancă, studentă în vârstă de 22 de ani și iată niște hobby-uri foarte interesante, notul și lectura. Suntem chiar la piscină, așa că poate... Aostăcioaie Aminia, numărul 29, un adevărat test de dicție, acest nume, este din Medgidia și născută în zodia Săgetătorului. Ultima concurentă de astăzi, concurenta cu numărul 30, Giurgiu Cristina, este din București, are 21 de ani, studentă și printre hobby-urile ei se numără modelingul, călătorile și fotbalul. Așa cum v-am spus la începutul acestei ediții, ținutele de ocazie au fost oferite de magazinul For You, care se află aici în Mamaia, în zona cazinoului. Pe acest frumos manej și profitând de faptul că nu mai trebuie să calce pe covorul roșu, totul s-a desfășurat perfect și noi vă spunem că după ce le veți privi până la ultima concurentă... Nu o să le împingem în piscină. Nu, o să le rugăm să se schimbe repede pentru următoarea probă. Timp în care... Dumneavoastră veți urmări un material montat.
Am revenit după un material care știu că face deliciul domnilor. Fetele se distrează, se simt foarte bine în cele 3 zile de pregătiri. Așa că, după cum poate știți, urmează prezentarea jurului nostru. Și pentru că sunt aici lângă un distins domn, am să încep prin a-l prezenta pe domnul Genghis Sanay, fost consul general al Turciei în Constanța între anii 2002, îmi cer scuze. Hello, welcome. Hello, how are you? We're great. Just a brief question for you. Am o scurtă întrebare pentru dânsul, fiindcă am avut ocazia să vorbesc cu el zilele trecute și mi-a spus că o doamnă niciodată, dar absolut niciodată, și un domn nu trebuie să refuze o invitație din partea unei doamne, respectiv domn. You told me the other day that a lady should never, ever refuse a gentleman when he asks her for dinner. Why is that? That's a human approach. And when you shouldn't put anybody's dignity down. Woman or man, you shouldn't put anybody's dignity down. You accept the first invitation, and if you don't like the man or the woman, you tell it to him or her during the first invitation, and then the second time... Just let me translate. Then the second time, you have the full right to refuse in the second time, not first. Așadar, este foarte interesant ceea ce spune dânsul. Niciodată nu refuzați un domn sau o doamnă dacă vă invită la cină, pentru că îi răniți sentimentele. Așadar, prima oară acceptați, a doua oară rămâne la atitudinea voastră, domnișoarelor, domnilor, dacă acceptați, au ba. Găsiți-vă un motiv să refuzați, dacă vreți. Continuăm cu doamna Rena Marun, din partea hotelului Palm Beach, mai precis este soția domnului Charbel, patronul hotelului Palm Beach. Mulțumim pentru prezență. Continuăm cu doamna Gabriela Ionașcu, patroana magazinului For You, cea care a asigurat ținutele fetelor la proba ținutelor de ocazie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Noi mulțumim că le-ați îmbrăcat pe fetele noastre. Și cu următoarea foarte ocazie, sexy. Cu plăcere, oricând! Foarte sexy l-ați îmbrăcat și asta este un lucru foarte bun, mai ales că suntem aici la câțiva metri de malul mării. Continui cu o colegă din showbiz, o colegă veche, ne cunoaștem de foarte mulți ani și nu o să fac acum rabat de cuvântul care îmi place foarte mult atunci când o prezint pe ea, și anume este un artist complet. Alina Sorescu, mulțumim pentru prezență! Mă bucur că am fost reinvitată și iată că e ploaie, că e soare, noi ne ținem de treabă aici, nu ținem cont de capriciile vremii și mi-aduc aminte că și în urmă cu 2 ani, când eram aici alături de Marius Bodochi, domnul Chermani, domnul Charbel făceau tot timpul tot posibilul să putem ține emisiunea în ciuda vremii capricioase, cum facem și astăzi, așa că suntem pe poziții. Piscina nu exista pe atunci, așa că este un element nou în cadrul emisiunii noastre. Lângă Alina Sorescu se află Marius Sandu, este producător TV. Bună, Marius, bine ai venit alături bună de noi! Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit și pe voi și vă mulțumesc pentru invitație. Sper că ne mai bazăm pe tine și edițiile viitoare, poate mai treci pe la mare, mai în juriu. Sigur că da, o să mai rămân la mare și o să vin cu plăcere dacă mă invitați. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Nu în ultimul rând, invitatul special din fiecare ediție este și... șeful jurului, deci deja e șef, președintele jurului, domnul președinte, mă scuzați, Marian Dârță, mulțumim frumos. Mulțumesc, mulțumesc. Oh, ce onoare. Aplauzele fetelor. Dai seama ce note trebuie să dau acum. Bun, acesta a fost juriul și urmează... Urmează un alt material ca să vedeți cât de bine ne simțim noi aici pe țărmul Mării Negre.
trato de escaparme suave y me siento preso suave. Besa, besa, suave. Besa un poquito suave. Besa, 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 besa suave. Bésame otro ratito suave. Dámelo. Iată, ne ajungi la proba sport, costumelor sport sau cum doriți. De data asta am schimbat puțin culorile. Au schimbat, erau fustițe înainte. Domnul Chiermani nu cred că s-a ocupat de designul acestora. Nu, acestea sunt mai mulate, deci, ca să spun așa, mult mai bine. Oricum, atâta vreme cât dumneavoastră o să vedeți frumusețile patriei defilând, din ce în ce mai dezgolite, apropiindu-ne de proba costumelor de baie. Aceasta este și o caracteristică a concursului Miss Plaja. Vă spuneam, de fapt, începusei tu la debutul, la debutul emisiunii cu un elogiu pentru femeie. Eu am o replică foarte frumoasă, o replică care este intitulată Despre femei. Noi bărbații spunem așa, că dacă e o decizie fără să o întrebi pe ea, pe doamna de lângă tine, e șovinist. În schimb, ea ce spune? Ea spune că dacă ea ia o decizie fără să-l întrebe pe el, e femeie emancipată. Hotărâți voi dacă și cine are dreptate. Continui, da? Dacă îi cer să facă ceva ce nu-i place, e dominare masculină. E, da, dacă te roagă ea, îți face o favoare. Ho-ho-ho. Dacă apreciezi formele unei femei în lenjerie sumară, cum fac eu acum, ești pervers în viziunea ei. Dacă nu apreciezi formele, atunci, mă scuzați, ești gay. Dacă v-ați oprit din râs, o să continui. Dacă îi oferi flori doamnei de lângă tine, urmărești ceva. Dacă nu îi oferi și anume flori, ești molâu. Dacă ești mândru de realizările tale, ești plin de tine. Și dacă nu ești mândru de aceste realizări mărețe, atunci ești lipsit de ambiție, da? Ia să vedem, ce mai spune el în defavoarea ei. Dacă o doare capul pe ea, ea ne spune că e obosită. Dacă te doare pe tine, adică pe el, înseamnă clar că nu o mai iubești. Deja vă regăsiți, nu? În ce discutăm noi. Dacă vrei să faci dragoste prea des, ești obsedat. Dacă nu, e clar că ai pe altcineva. Și acum morala, doamnelor și domnilor. Bărbații mor mai repede decât femeile. Oare de ce? Mai avem din seria aceasta. A disputelor el, ea sau domnul împotriva doamnei. Așadar, în materie de aranjat, o femeie se va aranja când merge la cumpărături, udă florile, duce gunoiul, răspunde la telefon, citește o carte, plimbă cățelul. Noi, bărbații, doar în două situații, la anunț și la înmormântări. Dacă nu sunteți de acord, eu vă rog să priviți domnișoarele care s-au aranjat expre pentru dumneavoastră. O probă ca aceasta necesită foarte multă pregătire. Să știți că ele au avut timp suficient și un instructor pe măsură, domnul Manuel Chiermani, care a gândit de fiecare dată o altă și o altă mișcare scenică. Și nu uitați, mai puteți să vă înscrieți pe site-ul www.missconcurs.ro. Săptămână de săptămână sunt preselecții. Așadar, accesați cu încredere, trimiteți datele voastre și o poză și puteți să veniți la mare timp de 3-4 zile într-un cantonament. Acest apel al nostru către dumneavoastră nu a rămas fără ecou. Iată că la această ediție, a 5-a din acest an, sunt 30 de fete. Dacă am început cu 20 și ceva... Nu, am început chiar cu 19. 19. Am ajuns, iată, la 30 de domnișoare. Desigur, prin faptul că dumneavoastră
trimiteți o poză frumoasă, vă prezentați într-un mod special, pe noi ne face să vă primim în acest concurs, să vă dăm ocazia să apăreți atât la televizor, cât și să, de ce nu, să debutați și să fiți manechinele unei agenții celebre, Luna din Miele, agenție internațională, care nu de multe ori a trimis domnișoare la concursuri de frumusețe din străinătate. Nu uitați că nu trebuie să aveți dimensiunile standard, adică 90, 60, 90 sau 60, 90, 60, cum era mai zis într-o emisiune anterioară. Important e să vreți să vă afirmați, să vreți să începeți o carieră în modeling și asta poate fi pista voastră de lansare. Iată și ultimele două concurente de astăzi. După care, spre teliciu bărbaților, știm ce urmează. O să urmeze proba costumelor de baie, rămâneți cu noi, emisiunea este atât de bine gândită încât nu facem nicio pauză publicitară, n-avem ocazia să spunem, era o vorbă mai de mult, că vorba lungă sărăcia este omului. Sărăcia, nu, sponsorului nostru. De data asta nu se întâmplă așa, se întâmplă ca noi să vă oferim tot timpul materiale noi, frumoase, filmate, după cum îmi place mie să spun, în spatele cortinei închise. Adică dumneavoastră vedeți ceea ce se întâmplă când cele 20, 25, 30 de domnișoare care se pregătesc aici la Palm Beach fac. Da, ce sunt în acest cantonament, așa cum v-am spus, fiindcă au parte și de distracție, au parte de plajă, dar și de foarte, foarte multă muncă sub o mână de fier a domnului Chiermani. Să știți că are grijă ca și de proprii lui copii de aceste minunate fete, așa că sunt pe mâini sigure și în deplină siguranță aici. Eu nu pot să vă spun decât, haideți să urmărim un alt material. Iată, ne ajungi la cea mai reprezentativă probă a concursului nostru, cea care justifică numele de Miss Plaja. Este vorba de, domnilor și domnilor, proba costumelor de baie. Taram! Taram! Așteptăm muzica, bineînțeles, noi ne retragem frumos într-un colț. Nu o să se arunce în piscină, concurentă cu numărul 1, Daniela Baicu, ci avem doar o mișcare
cât mai sugestivă, mai ales că beneficiem de această piscină frumoasă. Concurenta cu numărul 2 și a face o frumoasă poză, Alina Zama, își dorește să ajungă actriță în filme românești. Valentina Duman, nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Sau lasă pe mâine ce nu poți face azi, că poate mâine nu mai trebuie făcut. Concurenta cu numărul 4, Gulea Cristina. Motoul ei este următorul: nu uita că cei mai frumoși trandafiri au spin. Cred că nu se referă la ea, nu? Raluca Lungu, numărul 5 în concursul nostru. Mâncarea ei preferată, cartofii prăjiți cu friptură de pui. Probabil preferă să o mănânce, dar nu o mănâncă, fiindcă nu se vede. Laura Adriana este concurenta cu numărul 6 și se ghidează în viață după următorul moto: țintește spre lună, chiar dacă nu reușești, măcar vei fi printre stele. Astăzi este și ea o steluță aici la Mal de Mare. Cu numărul 7 acum, Silvia Mitruț din Năvodari. Idealul în viață la 19 ani este să devină independentă. Expert contabil își dorește să devină concurenta cu numărul 8, Andreea Făcăleț. Iubește ca să fii iubit. Acesta este motoul ei. Felul în care arăți e drumul spre succes. Ne spune concurenta cu numărul 9, Elena Cătălina Baicu din București. Amintește-ți de unde ai plecat ca să nu uiți unde vrei să ajungi, spune concurenta cu numărul 10, Anca Barbu. Da, ia-ți mulți aplauzele jurului. Cu numărul 11, Daniela Georgiana Bușă din București. Nu-ți visa viața, trăiește-ți visele. Își dorește să ajungă un model de renume, de succes. Ei, concurenta cu numărul 12, Ionela, își dorește să se realizeze pe plan profesional. Cred că încă nu și-a ales domeniul în care va profesa, dar are timp la 16 ani. Ia să vedem ce ne spune Sabine Barcaru din București. Dacă vrei să cunoști lucrurile, privește-le îndeaproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-le de departe. Cel mai interesant motto până acum? Cea mai mare realizare a concurentei cu numărul 14 este faptul că a luat examenul de capacitate. Este vorba de Ramona, în vârstă de 16 ani. Maria Justina Georgiu din Bistrița, numărul 15, ne spune că viața nu poate fi măsurată prin respirațiile pe care le avem, ci prin momentele care îți taie respirația. Un alt joc de cuvinte interesant. Stai un pic, aici e o concurentă care a câștigat la loto. Cât ai câștigat? 5 milioane. Norocosa, a câștigat 5 milioane la loto, concurenta cu numărul 16. Asta este cea mai mare realizare a ei de până acum. Este vorba de Laura, în vârstă de 19 ani. Maria Roșu consideră că cea mai mare realizare este că și-a luat permisul de conducere. Având în vedere cât de dur este astăzi examenul... Ce bine că noi am dat mai demult, nu? Da, se pare că într-adevăr este o realizare. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Spune concurenta cu numărul 18, Oana. Cea mai mare realizare este faptul că a ieșit Miss Boboc în liceu. Cu numărul 19 în concurs, Emilia Panait. Ea vine de aici de aproape, din Constanța, și ca mâncare preferată ne spune că îi place pizza, iar ca ideal în viață să devină actrița. Ai făcut rimă, nu? Actrița și pizza. Concurenta cu numărul 20, Camelia. Respectă ca să fii respectat, este motoul ei. Ce are culori preferat, albastru și verde? Saviana Diaconu a scris în dreptul motoului: dragostea e ca un zâmbet, dar nu are valoare dacă nu o dorești.
dorește să ajungă un fotomodel renumit. Este un pas bun, faptul că a participat la acest concurs la Miss Plaja 2007. Așa cum v-ați spus, a fost pistă de lansare pentru multe din concurentele care au participat și anii trecuți. Iată și pe Roxana, concurenta cu numărul 22. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Corect, foarte bun, Moto. Cea mai mare realizare a făcut cursuri de manechine și fotomodele. Laura Cazac din Tulcea este concurenta cu numărul 23. Ea ne spune că idealul ei în viață este să-și publice cartea de poezii. Pe care bănuiesc că a scris-o deja, nu? Ne tratează cu spatele, ca să spun așa, n-am luat niciun da, niciun nu de la ea. Iată și concurenta cu numărul 24, Ana Maria. Adoră mâncarea mexicană și dorește să aibă propria ei revistă. Oare Mondenită? Știu că tu ai avut ceva probleme cu o revistă de mondenități. Da, sunt reviste care probabil nu ajung nici la 10% să aibă audiență, dacă vrei, să aibă cititori, cum avem noi la emisiune. Apropo, vă mulțumim mult de tot că vă uitați la noi. Repede să vă spun două, trei lucruri despre Andreea Matei, numărul 25. Nu plânge că s-a terminat, zâmbește că s-a întâmplat. Este motoul ei în viață. Și idealul să termin facultatea pe care mi-o doresc. La început, în care 17 ani. Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, spune concurenta cu numărul 26, Sorina. Faptul că a fost selectată la Miss Plaja este cea mai mare realizare de până acum. La această ediție, concurentele s-au întrecut în motouri foarte, foarte interesante. Iată ce ne spune Maria Lilia Stanciu. Constanța, să ierți când știi că nu-i de iertat. Asta cred că ți se adresează și ție, în legătură cu revista, cu revista respectivă, care nu merită atenție din partea noastră, da? Având în vedere că s-a creat o eroare la nivelul lor profesional, am zis eu chiar vecină cu prostia, chiar ar trebui să o ignor, nu? Este un lucru frecvent întâlnit între jurnaliștii acest tip de... reviste de articole. Concurenta cu numărul 28, Stella. Dacă îți pierzi timpul judecându-i pe cei din jur, nu mai ajungi să iubești. Cea mai mare realizare a câștigat titlul de Miss Tanga Exotica 2006. Concurenta cu numărul 29 n-a vrut să pozeze. Probabil a fost frică să nu cumva să alunece în piscină. Ea este Aminia din Megidia. Respectă ca să fii respectat. V-ați prins, a fost motoul ei. Da, da, da. Concurenta cu numărul 30, Cristina. Spune, trăiesc fiecare zi cu un avans de o zi. Cred că merită reflecție. Hai să încercăm și noi o poză de asta pe aici. Poate așa, eventual, spate în spate. Ce urmează? Urmează o invitată specială. Urmează momentul artistic al emisiunii. Moment artistic pe care de data asta o să te rog să-l prezentăm în felul acesta. Nu mi-ai zis nimic? La mulți ani! La mulți ani, Alina Sorescu! Mulțumesc frumos! Astăzi este ziua ei și iată că și-o petreci alături de noi. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc, mă bucur să fiu în familie! Așa alături este. De prieteni dragi. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Și dacă tot e ziua mea, fac cinste cu o melodie, da? Cu o piesă care știu că e favorita lui Marian, da? Pe care o cânt acum și sper să am ajutor din partea fetelor, da? Ca de obicei. Doar să faceți vreo coreografie în piscină, că atunci o să fie o mică problemă. Nu. Nimeni n-are voie să sară în piscină, nimeni cântăm însă.
tine, nimeni nu-mi spune la fel. Te iubesc, nimeni nu face nimic mai bine. Mă potrivesc numai cu tine. Woo! A fost timp suficient pentru ca juriul să delibereze. Iată-l pe Marian Dârță, președintele juriului, lângă noi, cu premiile. Permiteți-mi să trag puțin cu ochiul. Foarte frumos. Iată-l și pe domnul Chiermani cu frumoasele banderole și pe asistentele lui. Și v-ați dat seama că toată e momentul adevărului. Da? Toată lumea e prezentă. Să trecem la premiile speciale. Începem domnule cu Miss Bronzata, concurenta cu numărul 25. Aplauze. Concurenta cu numărul 25 câștigă un book profesional oferit de agenția Luna din Miele. La fel, de altfel ca și celelalte concurente. Urmează Miss Simpatica, concurenta cu numărul 21. Felicitări! Domnul Manuel Chiermani le felicită pe fete. Doar e munca lui, măi. Și Olga oferă flori. Și Marian Dârță ne citește următoarea concurentă. Miss Telegenica, concurenta cu numărul 29. Aplauze și pentru ea. Toate concurentele care sunt premiate vor participa la semifinală și după vedem aceea vedem finala, da, pentru finala din în sfârșitul lui august. Miss Eleganța, concurenta cu numărul 28. Nu uitați de site-ul www.missconcurs.ro. Acolo vă puteți înscrie și participa, evident, după o preselecție la acest concurs de frumusețe, Miss Plaja. Iată că am ajuns la podium. Miss Plaja locul 3, concurenta cu numărul 13.
În ciuda faptului că ai copii destul de mult legat de numărul 13. Felicitări! Vreau să vă mai spun repede sponsorii noștri: Pepos, Palm Beach, Best Beauty and Science, Luna di Miele și Mondo. Penultimul loc pe podium. Doilea loc pe podium. Miss Plaja locul 2, concurenta cu numărul 10. 10 probabil a primit și din partea jurului, dar mai este cineva care a primit 10 cu felicitări. Cine? Da, cea da, care da. A ocupat locul întâi. Dar mai mărim puțin suspansul deocamdată, să se dea florile. Iar noi doi suntem pe post și de acum suspans. Să bate tobele. Miss Plaja locul 1, concurenta cu numărul 22. Felicitări concurentei cu numărul 22, câștigătoarea acestei ediții, ediția cu numărul 5 a concursului Miss Plaja, fiindcă suntem la final. Vreau să mai spun și eu o dată ținutele fetelor la proba ținutelor de seară, au fost asigurate de magazinul For You. Mulțumim încă o dată tuturor sponsorilor, mulțumim invitațiilor noștri, juriului, fetelor. Să mai spunem că locul întâi beneficiază și de un calendar, al cărei protagonistă va fi. Și cam atât pentru această ediție, nu-i așa? Nu ne rămâne decât să ne luăm. La revedere! Aceiași Dino Maxer și Anne-Marie Orezeanu vor fi prezentatori și săptămâna viitoare. Avem o vară întreagă. Înscrieți-vă și ajungeți aici la Palm Beach pentru o ediție de Miss Plaja 2007. Luna di Miele, Top Model Agency, te invită să participi la Miss Plaja și să faci parte dintr-o agenție de modele internațională. Înscrie-te la www.missconcurs.ro și poți participa la prezentări de modă, hosting, concursuri de Miss. www.missconcurs.ro 021-317-6035 0751-2545-50. Luna di Miele 021-317-6035 0751-2545-50. Apărut primul album solo Dino Maxer, 20 de piese, 73 de minute de muzică bună compuse de Dino. Pe album vei regăsi piese ca Hey, E seara mea, Me and You și Steaua mea norocoasă. Alături de Dino Maxer vei asculta și trupele Ispita și Game Over. Primul album solo Dino Maxer te așteaptă. Model Agency te invită să participi la Miss Plaja și să faci parte dintr-o agenție de modele internațională. Înscrie-te la www.missconcurs.ro și poți participa la prezentări de modă, hosting, concursuri de Miss. www.missconcurs.ro 021-317-6035 0751-2545-50. Luna di Miele 021-317-6035 0751-2545-50.